2 minutes lean. This is all you'll need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill. Not just in it for the thrill. I'm in it for the love. God's love, it needs to touch it. Te salut, salutare Adi, te salută Lucian, salutare Nicolas, bună Torino, bine ați revenit. Ok, haideți să vă arăt pe exterior camionul, uitați-l, să vă arăt și pe unde mă aflu. Am ajuns până aici, de la Iași, ce drumuri am mai făcut eu între timp și de la Cacov, trebuie să ajung la Sochi. Nu știu ce e acolo, dar până acolo trebuie să merg cu distanță de 900 de kilometri, cu remorcă 24 de tone, dacă nu mai știu, și motorizare de 300. Eu sper să-l upgradez. Hai să vedem cum o să facem. Tragem un pic microfonul mai aproape de mine. Stai, sper că se aude bine, sper că nu mai bârie, cârie sau alte nebunii, nu? Să sperăm. Hai să-l ajustăm cumva, încât nu știu. Băi, eu cu brațul ăsta trebuie să fac ceva cu el. Nu nebunesc dacă nu. Ok, ia să vedem, mâine mă voi apuca de curse, spune Nicolas. Salut Non, te salută Ștefan, salut Râd, Marian, Iulian, Octavian, vă salut. Ok, hai că începem. Ok, ne uităm și în oglindă. Mamă, ce-mi place, nu? E super șmecher așa, nu? Ok. Hai că începem ușor. În primul și primul rând trebuie să caut și eu un loc unde pot să-mi upgradez motorizarea. Adică cu 300 de cai nu o să fac față, credeți-mă. N-am cum. Pe aici trebuie să merg, nu? Eu am ajuns până aici cu camera zero. Recunosc de unde se iau încărcătura. Pentru că era la 30 de km de oraș și am zis, frate, mai străbat încă 30 de km când mai pornesc live-ul. Din cauza asta, din punctul de unde am terminat eu o cursă și până aici am folosit camera zero. Am făcut și camionul între timp, sper că vă place, ia uitați-l cum arată. Acesta este. Ia uitați, Dita mai ciocanul înfipt acolo. Cam astea-s. Îl găsești în workshop, modul de Scania, se numește RJL, Scania RJL. E seria 4 pe care o folosesc eu, sunt mai multe serii, dar na, mie îmi place asta. Ok, mamă ce curbă pe aici, hai să o lăsăm ușurel. Nu că ar merge foarte rapid, dar e cam fragil. E cam ruginit, dacă înțelegi ce zic. Te salut, Andrei. Hai de multiplayer. No, nu, momentan harta asta e demențială. Mulțumesc frumos, Denis. Salutare, Andrei, încă o dată. Alt Andrei, stai că e Andrei Stroie acum. Jucă mâine pe PUBG? Nu, nu, Lucian. Te salut, Eduard. CSGO? Nu, nu joc CSGO. Perfect. Mai bine de jumătate de an. Poate și mai mult, de vreo 7-8 luni. Habar n-am de când m-am lăsat de CSGO. Ok. Ia să vedem. Ai că remorca am luat un pic pe de-a dreptul. Bună, gamer. Când faci tutorial pentru FaceTrack Hero? Nu neapărat tutorialul. Va trebui să caut iarăși tutorialul de unde l-am luat. Și eu m-am uitat la alt tutorial. Nu cred că trebuie să-l fac și eu. Doar să pun link-ul de la cealaltă persoană. Cred că așa e mai ok. Adică să copiez materialul altcuiva nu mi se pare ok. Din cauza asta mă gândesc serios dacă eu trebuie să-l fac sau doar să pun link-ul în descriere la FaceTrack, sursa de unde am luat-o și eu. Cum pot să descarc Eurotrack? Cu Sebi este gratis pe Steam.
este versiunea demo. De acolo poți să o descarci. Da, întâi trebuie tutorial de apăsat butonul de like și de subscribe la mine și după aceea să fac tutoriale de genul. Că nu toată lumea știe să dea like. Opa. Te-ai jucat azi PUBG cu un băiat, Lucian, pe... Nu, azi n-am... Eu n-am jucat PUBG de când... De un an de zile, cred că. Deci nu, nu, Luciane, n-ai jucat cu mine. Și numele meu în PUBG e tot ce vă rog. Bună seara, domnul Ovidă. Ia să vedem, la seriale te uiți sau nu ai timp? Nu prea am timp, dar acum trebuie să mă uit la Vikingi. Da, n-am când, decât noaptea pot să mă uit. A făcut Trică tutorial pentru asta, corect, 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 trebuie să pun și link-ul de la Trică în descriere. El a făcut cu donație, frate, la mine tutorialul. Vreau să-mi iau volan Logitech Drive in Force, așa, ce părere ai despre el? N-am nicio părere, pentru că nu l-am folosit niciodată, nu-l cunosc. Stai să închid geamul. Stai să închid geamul, că e zgomot puternic de afară. Hai, închide-te, închide-te, închide-te. Mamă, e la manivelă, frate. La macara, manuală. Ok. Gata. Perfect, ne-am încadrat. Te salut, Vlad, salutare, Mihai. La mâna a doua, corect. De unde ai putea să-mi iau versiunea 39? Păi cumperi jocul cu 5 euro, ca atâta costă, și ți-ai luat toate versiunile la el. Adică tot timpul când se actualizează, se actualizează în mod automat. Să zicem, na, nu te costă mult, 25 de lei, dă încolo 25 de lei, ai făcut mai mulți bani cu colinda. Da, da, folosesc Naturalux-ul, corect, corect, Alex. Avea voce ca a mea. Ai, la voce mult seamănă cu mine. Copy-paste, știi? Te salut, Răzvan. Ce ziceți, băieți? Miroase a grătar? Hmm? O fleică, ceva, o mici? Oare ce-o fi acolo? Face unul grătar, ești nebun? În plină pandemie. Bună seara, Ovidiu. Dar nu te costă nimic să faci cont pe Steam. Deci asta e gratis. Băi, ești nebun? Băi, ce s-a întâmplat aici? What the fuck? Ia uitați-vă aici, atât. Băi, ești nebun? Trebuie să trec prin foc? Băi, ești nebun? Dacă iau foc, dacă mă aprind. Băi, frate. Băi, ia uitați-vă în oglinda mea ce e acolo. Tată, dar ați văzut așa ceva până acum? Deci e prima oară când pățesc așa ceva. Bă, ce mișto e făcută harta, ești nebun? Te salută, Dorina. Ce înseamnă Naturalix? Natura, Naturalix. E modul de grafică. E free aplicația aia de FaceTrack sau costă? Gratuită. Totul este gratis. Da, și eu, e prima oară când văd așa ceva și e super mișto. Adică chiar mi-a plăcut să trec prin focul ăla. Chiar dacă arde mai bine acum motorina. Pe cuvânt, e încălzită bine. Salutare, Alexandru. Dar cum se mișcă jocul? Jocul stă pe loc. Nu se mișcă jocul. Cât trebuie să plătesc cu tot cu ETS2 și cu Arta României și cu tot? Nu știu, Kinder, uite-te pe Steam. Salutare, Rodi. Nu a bugat update în anunța, cred. La ce te referi, Denis? Aici eu joc pe o hartă mod. E titlul trecut în descrierea live-ului. În titlul live-ului. Pe Express. Așa ai făcut-o. Harta.
super mișto din punctul meu de vedere. Dar cum se mișcă capul omului din joc? Păi îl mișc eu, Lucian. Eu mișc capul și se mișcă capul în joc. Înțelegi? Vrei să-ți dau de da? Uite. Vrei să-ți dau de nu? Uite. Ai înțeles? Uite, corpul. Vezi? Cum mă lungesc, cum mă întind. Uite, mă aplec peste volan. Uite, mă uit în jos. Mă îndepărtez. Și tot așa. Detectează toate mișcările mele. Perfect. Cum fac chestia asta? Cu ajutorul webcam-ului. Webcam-ul îmi detectează și a două programe. Un program îmi detectează mișcările și unul le rede în joc, ca să zicem așa. Dacă nu, mai este FaceTrack Noir, care costă bani, nu știu cât costă exact, dar acel program am înțeles că e de într-o bucată, adică ăla și detectează și redă în joc totul complet. L-am folosit în trecut, dar mie mi se pare că programul acesta pe care îl folosesc acum, că nu știu numele exact, cum se cheamă, e mult mai fluid, mult mai ok cum se mișcă în joc, e mult mai bine făcut. Să-mi iei și mie Eurotrack, te rog mult. Cu mine vorbești, Vale? Dar de ce nu-i rogi pe părinții tăi? Ia să vedem, poți să-mi zici ambele programe. Am webcam. Da, dar nu merge cu orice webcam. Trebuie să fie un webcam cât de cât decent. Adică să meargă în HD, ceva de genul. Câte camioane ai în total? Unul singur, acesta Scania seria 4, modelul vechi. Eu am toate DLC-urile. Ah, felicitări, Denis. Ce să-ți mai spun atunci? Dacă nu ai părinți și... Acum de... Unde ești? Vindeți telefonul, na. Și cumpără Eurotrack-ul. Vorba aia. De pe ce scrii? De pe tastatură, de pe telefon, de pe tabletă. Vinde-l, frate. Faci compromisuri în viață ca să obții ceea ce îți dorești, nu? Eu nu am webcam, dar pot face contact cu PC-ul. Nu știu dacă e ok prin chestia aia. Cine a dat dislike la e fraier? Te salut, pirotehnic. Unde pot găsi modul de tir? În workshop. Scrii Scania RJL și o să-l găsești acolo. E RJL-ul ier și ies. Și mai este și pentru... Scania, cum se cheamă, RJL, Scania T, cel cu botul american, mai este Shishu, cum îi spun eu, tot de la RJL, o groază de paint-uri pentru ele. Te salută, Denis. Mie nu merge să adag o harta României pe S2, nasol în cazul ăsta. Hai că de bea trage camionul, ești nebun? Da, este modată, Robin. Te salut, Adrian. Gata, intră pe cont. Uf, avem ceva kilometri, mai am încă 800 de kilometri, ce mai, 797. Oricum, merge destul de bine. Dar totuși am avut tura trecută o remorcă, voi nu știți că am jucat în afara live-ului. O remorcă de 30 de tone sau ceva de genul, de bea făcea față, ești nebun. De bea putea să tragă. Îmi pare rău că ursul ăla nu are un ochi. Iare pe amândoi, uite. Iare pe amândoi. Vezi? Opa, că mă duceam aiurea, ești nebun? Te salut, Nico. De când am contul de Steam, habar n-am, din 2008-2009, cred că ceva de genul. Cam de pe atunci l-am.
Și câte ori am în Eurotrack, mult prea multe, mă jur, mult prea multe, prea multe ore. Te lăs să ghicești, câte ori crezi că aș avea? E 5 euro pe Steam Eurotrack-ul. Da, bă, vezi, e un nimica toată. Te salut, Alex. Ce volane am? Unul singur, un G29. Care destinația? Sincer, nici nu știu să pronunț denumirea. E prin Rusia, îți dai seama. Cred că e Rusia, bar n-am ce, pe unde trebuie să ajung. Te salut, Andra. Salutare, Carbasan. Am zis bine? Vali, tu zici 1000 de ore? 10.000, Lucian? Eu cred că ai peste 1500 de ore în ETS. De-aia scrieți voi semnul exclamării Steam legat și vă dă Steam-ul meu și vedeți acolo exact câte ore am. No, n-ar fi mai bine să mergeți acolo, poate însemnați și mie profilul. Scrieți acolo un plus rep, un respect, nu știu, ce doriți voi. Asta, na, desigur, dacă doriți să faceți treaba asta. Ia să vedem... Șalutii de la Karma? Dar ce ai făcut, frate? Ți-e dor de o șaorma sau ce e? Băi, dar grafica jocului e super tare. Eu joc datorită graficii. Mă jur dacă nu. Grafica e super mortală în jocul ăsta. Mai mult autostradă. Asta e partea nasoală, știi, pe de o parte. Că nu-s drumuri naționale și așa mai departe. Sau pe aici, pe unde merg eu acum, sunt multe autostrăzi. Poate pe viitor dăm și de drumuri naționale. Să vedem și pe acolo cum e. Ia să vedem. Care îmi citește primul profilul de acolo, încât să văd și eu dacă știe exact câte ore am. Ce pot face dacă nu merge să adaug harta României? Nimic. În general, chiar nimica nu pot să faci. Da, uite. Ninja, mulțumesc frumos, Ninja. Așa este. 3700 și ceva. Acum nu mai știam cât. Cum arată harta? Uite-o acum. Uite așa arată. E foarte, foarte mare harta. Foarte mare. Salut, ceva, am pierdut ceva. Sper că nu, Vale. Sper că n-ai pierdut nimic. Da, corect, Nico. Mama, am rămas prost când am dat pe link. De ce, frate? Hai cu 4000 de ore? Păi îți dai seama. Clar că bag. Bag la kilometri de nebunesc. O să-mi iese pe ochi, pe nas. Gen s-a pus pe mână? Da, se poate face asta. Uite. Uitați traseul meu. Harta, aici sunt... E harta SCS-ului. De aici începe harta mod, da? De aici spre dreapta. Moscova și așa mai departe. Uitați-vă. Coborâm înapoi pe unde am venit. Uitați-vă și pe aici. Ia uitați-vă. Avem și aici atât în jos. Și avem și în partea asta la altă. Uite, Yakutsu. Cred că e Japonia. Tura trecută am zis de Japonia. Cu siguranță, ia să vedem. Dacă dau pe... Dar nu mai dau de aici. Trebuie să dau de aici, atât. Stați un pic. Pe harta lumii. Nu pe harta lumii. Ofertă cursă. Și aici scrie, uitați, România, Bulgaria, Turcia, Ucraina, pe unde mă aflu eu. Acum nu știu ce e pe aici, DPR, Rusia. Ia uitați-vă și... Cam pe atâta, nu? Rusia, Japan. Uite, Japonia. Ok. Deci avem ceva drumuri oricum. Din punctul meu de vedere, o să fie super interesant. Ia să vedem, mai mă duce prin altă țară? Nimic. Ok.
Dacă eu am un mod de camion, o să-mi fie modificat interiorul. Rareș depinde de camion, dacă are interiorul modificat. Păi, mi s-a blocat jocul? Păi, ești nebun. Băi, mi s-a blocat jocul, ești nebun? Când o să pui membership? Păi este, este opțiunea. Uite-te jos. Adăugat ETS în GitHub, dar tot nu merg cele 900 de grade. Nu știu, Victor. Habar n-am ce probleme ai tu acolo, de unde și cum ai tu problemele acelea. Eu acum aștept Eurotrack-ul să pornească, frate. Să pornească, să-și revină, că... Nu mai merge. M-am uitat pe hartă pe acolo și gata, mi s-a blocat. I-am dat blue screen la joc. Cât o să țină live-ul? Rămâi alături de noi și o să afli. Te salut, Geo. O, te salut, Romeo. Bună seara, bună seara. Băi, dar s-a blocat cu totul. Ești nebun? Hai să-l închidem și dăm drumul din nou. Dacă mai vrea să se închidă. Stai puțin, că îl închidem forțat. Din disc, procesoare și așa mai departe, căutăm Eurotrack-ul. Dar nici aici nu-l găsim în procese. Ba da, uite aici, atât 12%. Da, pac, și l-am închis forțat. Și acum, haideți să vă arăt încă o dată programele pe care eu le folosesc. Notațiile sau păstrați-le unde doriți voi, încât să le vedeți. Deci, se numește Open Tracker, Open Track și iTrack. Deci astea două aveți nevoie. Open Track și cu iTrack. Dar dacă nu scrieți pe YouTube, pentru cei care vreți, cum se cheamă, Open Track și cu, sau iTrack, încercați asta, să scrieți pe YouTube, să vedeți tutorialele care le găsiți. Acum, haideți să vedem noi, să deschidem jocul. Scrie alături de la membership. Dacă am pierdut contul de TS2, cum îl pot recupera? Cu adresa de mail. Ți-l poți recupera. Trimiți că ți-ai pierdut, cum se cheamă, dai acolo la asistență, că pierdut cont, chestii de genul și cu adresa de mail poți să-l recuperi. Sau cu, cum se cheamă, zic ca să-i spun eu, cu CD-uri, cu CDK-uri, cu chestii de genul de la jocurile activate. Deci dacă ai, cum se cheamă, jocurile cumpărate de pe alte site-uri, ai cheia jocului cu care poți să faci dovadă că tu ai activat acele jocuri și chestii de genul. De exemplu, eu am foarte multe jocuri cumpărate și din Altex, să spunem, sau de pe alte site-uri și am cheile salvate, precum le-am primit. Și pot să fac dovadă achiziționării. Plus că mai am bani băgați în Steam cu PayPal, cu alte metode, să spunem, și iarăși pot să fac dovada. Dacă am... Da, da, Andrew. S-a văzut, cred că, pe desktop că era SnowRunner. Cu plăcere. Te salut, Sebastian. Poți să pui ceva în descriere, ceva pentru membership? Cum ar fi, Tudor, ce să pun în descriere pentru membership? Că oricum, mai... Un pic, dacă dai mai jos, vezi unde lângă abonează-te, este alături-te. E destul de simplu. Cum se numește modul de loading screen? Nu e mod, este, de fapt este de la modul de grafic, ca se numește Naturalux. Îmi poți recomanda un volan, te rog, mult, unul foarte mai de buget, un G25 second hand. Na. Ok, radio. O să rog băieții, dacă poate cineva să-ți dea un link sau ceva de la membership. Ok. Intrăm în joc să vedem pe unde am rămas salvat. Ok. Hai că totul e ok pe aici. Eram pe autostradă, tot pe autostradă am rămas. C
ce am în spatele meu acolo? Păi am mai multe lucruri, un perete, un dulap, un scaun, un aspirator, sunt multe, multe lucruri în spatele meu. Dar camera asta e mai mult de depozitare, ca să spunem așa. Aici aruncăm totul, e ultima cameră din casă, așa că ne permitem, ducem tot în capătul casei. Ceva, mi-am luat PC de 700 de lei, are o placă 1050, ok, banii ăștia un AMD Ryzen 5. Andrew, dacă îmi spui că e un 1050 de 4GB, da, dacă nu, nu prea. Nu știu, adică și cât să rămâi. E ok, de fapt, dacă zici că ai și un Ryzen 5, e super ok. Și mai frumos ar fi dacă ai avea un 1050 Ti, știi? De 4GB. Aia e super tare, e bombă de placă. Păi, ia să mă mișc un pic cu webcam-ul ca să stau mai pe o parte, știi? Uite așa. Gata. Mâine la muncă? Nu, nu, Dragoș. Încă mai stau o săptămână în concediu. Pentru Root Navigator îl găsești pe live-urile precedente, Ștefan, pe ultimele 3-4 live-uri îl găsești în descriere, e mini GPS sau ceva legat de GPS, e luat din workshop. O, te salut cu respect și eu, Mihneasa. Sănătate și ție. Pe unde sunt, Denis? Prin Rusia, pe undeva, prin zonele acelea. Opa, că nu țin banda. G25, G27, G29, G920, G923 sau cât o fi, toate au 900 de grade. Opa. Ceva de genul, Vale. Ce am făcut de Revelion? I-am ținut de urât lui Dan Negru, că se plictisea acolo. Ce să fac, frate? Am fost la concert. Și la focul de artificii, știi? După care mi-am făcut poze cu... cum se cheamă? Cu Andra, cu... A cântat nu știu ce, a fost concert, au venit și cei de la Five Gang. Mi-am făcut poze și cu ei. Chestii de astea, na, ce poți să faci pe timp de pandemie? La concerte de genul. După aceea m-am dus, că era restaurantul deschis de peste drum de unde s-a ținut concertul și mi-a turnat, mi-am comandat și un par de șampanie și ghiși cine vine și mă servește. Vali Vigelie, frate, împreună cu zi Dani Mocanu, frate. Dani Mocanu în turna și celălalt ținea paharul, Vale. Ești nebun? Ce să mai... M-am simțit ca un rege în seara aia. Da, pus pe cunul, dar ce puteam să fac în noapte de Revelion pe timp de pandemie? Ca toată lumea închis în casă, na. După ora 11 n-aveam voie să ies din casă. Na. Copil mic, unde dracu să mergi? Nu, n-am pus cai pe dânsul. Dar stai să vedem aici, atât. Nu, n-avem reprezentanță pe aici, pe drum. De unde ai modul? Modul de Scania l-am din workshop. Când visez închide ochii. Corect, corect, ce mi-e, corect. Dar ce să-i faci, frate? Mai visăm și cu ochii deschiși, o mai luăm razna și noi, o mai luăm pe arătură. Na, asta e treaba. Mai povestești de ceva interesant. Păi ce să vă mai povestesc? Că au vrut ăștia din Five Gang să mă recruteze și pe mine? La vocea mea mirabiloasă? Pe cuvânt? Dar m-au rugat să cânt pe trei voci, eu pot să cânt numai pe două. Eu și cu ăla, cu... cum îl cheamă? Nicu de la Căzănești. Noi doi ce cântăm pe mai multe voci. Ce să-i faci? N-am putut să o fac și pe a treia. Când se mai lansează, când se mai lansează Iberia? Habar n-am. Poate prin martie. N-ai ratat nimic, Nic. Ce e cu ciucanul ăla din parbriz? Mi-a plăcut foarte mult și l-am vrut să-l adaug acolo. Uite ce mișto se vede.
Uite, mi-am adăugat și chestia aia. Super mortală și aia. Și mai am cu una acolo, iată, dar nu, se vede, scrie boss. Boss de boss, frate, mafiot. Ce să mai... Șmecher de șmecher, mafiot, da, nu? Hai să mă bag rapid, că văd că ăla se apropie foarte tare și eu nu mai am timp să mă retrag pe bandă. Să vezi ce mișto să fie drumul. Păi știu, știu că m-am uitat întâi să văd și traseul, dacă e super ok. E plin de serpentine. Cheile cazului e minciună, frate, ce o să găsesc eu pe aici. Valida, da. Acum 10 minute, un sfert de oră am povestit despre el. 10 minute să fie, pe când am arătat ce programe folosesc. Mi-arată cum pot descărca... Păi cum, adică... Intră în workshop, frate, în atelier. Poți să intri și din browser, frate, în atelier și cauți acolo, dacă nu din joc. Da, transfăgrășa de minciună. Oh, Gilane, te salut. Corect, perfectă, Vale. Păi ce să fac, Răzvi? Uite, încerc să duc și eu o cursă la bun sfârșit. Numai că am motorizare destul de mică pentru 24 de tone, 300 de cai. E destul de greu, mai ales în rampele astea. N-arată ca Rusia, unde sunt gropile. Not, dar ai fost prin Rusia? Adică, nu știu, eu nu știu ca Rusia să fie plină de gropi. Să nu confundăm Republica Moldova cu Rusia, da? Totuși. Te salut, Cătălin. Dacă am iubită, da, am una. O cheamă Eva. O iubesc ca ochii mei din cap. Vorbesc foarte serios, deci pe Eva o iubesc enorm de mult. Vrei să o chem lângă mine? Da, intre ea mai îndată. Eu nu prea aș vrea să merg prin... Să merg în Rusia? De ce? Mie îmi place foarte mult pe aici. Mie îmi place toată harta, e foarte bine făcută. O să schimb camionul? Camionul, da, cu siguranță o să-l mai schimb, dar nu acum. Nu că n-aș avea bani, că de la începutul profilului îți dă 2 milioane de euro. Dar, în primul și primul rând, încă trebuie să mai fac experiență să-mi deblochez celelalte camioane. Că mai am camioane care sunt blocate. Dar în real life o iubesc pe Eva. Cum? Păi nu o iubesc eu pe ea cel mai mult și cel mai mult pe Eva? Am vrea noi să avem infrastructura Rusiei, mă, corect, mă, corect. De am avea numai câți kilometri are Rusia de autostradă să avem și noi, tu îți dai seama? Ești din scara blocului, frate, și calci deja pe autostradă. Cipri este în descriere, mă duc. Ar fi mișto să-ți iei un Renault sau DAF? Păi am DAF-uri, mai multe. Am DAF, cum se cheamă, parcă 241 sau 95. Nu, 241 mi se pare că l-am. Și cu NTT-ul. Câți copii am? N-are importanță, Nic. Da, alea sunt, Vale. Alea sunt. Ai track-ul, se detectează mișcarea și open track sau cum scrie acolo, ți-l redă în joc, știi? Întâi instalezi acele două programe, că nu trebuie să faci mare lucru. Le instalezi, pui porturile. Să punem 4242, pui portul la zi. Stai să mai arăt o dată. Cel mai bine. Ok. De la configurație de aici, că acum nu mai pot să-i dau, îi pui port, că o să ai undeva port, îi pui 4242 și după aceea tot de pe aici, prin option.
O să-ți intre, dacă nu-l introduci tu manual, dar nu mai știu pe unde dracu se pune portul. Și uite aici, să ai UDP-ul, free track, acela și la option de aici te umbli la sensibilitate, cum s-ar spune. Sau de aici, de la mapping. Îi dai start, dai start și aici și o să-ți meargă, o să vezi. N-are cum să nu meargă, dar portul să fie împreună. Și să-i mai pui IP-ul dacă dorești, să pui un IP, nu știu, spunem 125.0.0.1. Înțelegi? Cam ăsta să fie IP-ul. Dacă nu pui 128, 129.0.0.1. Dacă am facecam, nu. Nu, din păcate eu nu am facecam. Cât am căutat și tot n-am găsit. Da, mi-ai văzut fața, nu e nicio problemă asta. Asta datorită webcam-ului. Dacă nu o să-mi cumpăr și eu facecam, atunci o să-l activez și o să mă vedeți la față. Dacă nu, Vali caută pe YouTube tutorial pentru Open Track. Open Track Air sau cum dracu se numește și vezi acolo. Nick, dar noi ne știm de ceva timp. Tu chiar crezi că eu uit așa de la mână până la gură? N-am înțeles, Iulian, ce... A, am înțeles să-mi iau sau ce facecam-ul, da, să-mi doneze băieți. Acum mi-am dat seama despre ce era vorba. Ce am găsit? Birou resurse umane. Am văzut un service. Taci că mergem la serviciul ăla. Mergem la service. Plimbăm lemnele pe aici printre blocuri. Ești nebun? Să văd ce motorizare pot să-i mai adaug. Ne știm de prin 20-20. Ne știm de ceva timp oricum. Ok, hai să vedem aici. Am și ajuns. Partea bună că am ajuns. Te salut, David. Te salut, Cătăline. Te salut, Sparkly. Sper că am pronunțat corect. Ok. Configurare camion. Motorizarea. Băi, aici nu e motorizarea. 340. Ai, tătică, 340, confirmare. Și configurare camion. Hai să modificăm, că tot m-ați întrebat ce e cu ciocanul ăla. Hai să schimbăm ciocanul de aici. Păi ce o să punem noi aici, în locul ciocanului? Hai să vedem ce găsim. Că avem ceva posibilități, ca să spunem așa. Asasinul? Asasinai. Hai că lăsăm asta. Gata. Hai să pornim. O, dar merge altceva, tată. Mamă. Așa, da. Foarte frumos cum se mișcă acum. Pe acolo trebuie să o iau, nu? Hai că mă lasă. Dar nu e prima oară când mă lasă băieții și pe mine să trec. Forțăm culoarea semaforului, n-am ce face. Așa e în Rusia, treci pe galben, frate, zici că e verde. Și roșu-l confunzi cu verde. Exact, stilul meu de condus. Păi ce cu trădaica acolo ridicată pe mobila aia?
Oh, Giuseppe! Mamă, Giuseppe, de când nu te-am mai văzut, Giuseppe, ce mai faci? Păi tu ce mai faci, Giuseppe? Eu am instalat iTrack, dar nu știu cum să-l fac cu liniile alea. Păi, dacă se mișcă prea rapid, dai liniile alea mai în jos. Dacă am aviz pentru lemnele alea, în Rusia nu-ți trebuie aviz. Îți trebuie tupeu, atâta tot. La ruși nu-l se tupeu. Mai trebuie vodka, nu? Aia. Mamă, ce mișto e asta, nu? E super mișto făcută, să... pe cuvântul meu de onoare. Deci, să nebunesc dacă nu ar fi fain și un vultur cu tricolorul României. Ar fi fain, rău de tot, așa. Am pus 3400, 340. Bine revenit, Giuseppe, în cazul ăsta. Ovis, te salut. Suferă de daltonism, da, corect, corect. Ok, mi-am așezat și o casca mai bine. Nu, dar e mișto. Drumul, asfaltul, peisajele sunt frumoase, rău. Poate stă unul cu radarul pe aici, pe margine, că îi dau o bușă. Care este modul cu accesorii din, din parbriz? Sincer, nu știu cum se cheamă, dar e luat din workshop. Deci eu, în general, acum cele mai multe moduri le folosesc din workshop. Giuseppe, prin Rusia, prin... Habar n-am pe unde dracu sunt. Băi, fii atent cum face. Spuneați ceva de drumurile de prin Rusia? Ia, uitați-vă ce asfalt au. Ia. Băi, frate, ăsta e drum de Rusia, na. Îți spuneați că-s bune, nu? Cine poate să meargă pe asemenea drumuri? Ia, uite și tu. Hai să merg mai pe mijlocul drumului, poate nu e chiar așa de rău. E, pe naiba. Tot așa e. Tot te zgâlție, tot. Mai ales, tu îți dai seama cum e să bei o sticlă de apă, știi că ți-a fost sete, rău de tot. Să bei jumătate de litru de apă, un litru scobâlție tot în stomac, mai ales cum, e, cum era acolo. Mă jur, Moldova 2.0, corect. Ceva de genul. Băi, dar e frumos peisajul, ia uitați-vă și voi în față. Ce frumos se vede. Frumusețe, rău de tot. Glumesc, nu? Apă, da, corect, corect. Da, aici e cu vodka. Vodka e la putere. Am luat și o gură de apă, ca să zicem așa. Să-mi umezesc și eu gâtul. Apă nu cred că se găsește în Rusia. Da, Alex. Folosesc Natural Luz cu Fail Environment și Reshade-ul ca moduri de grafică. Fail Environment-ul se observă din start la copaci, vezi cum arată copaci, super mișto. Și Natural Lux-ul este cerul și restul, luminozitatea. Luminozitatea iarăși este făcută și din reshade. Reshade-ul e pentru luminozitate și finisaje. Natural Lux-ul pentru cer, pentru luminozitate și cer. Și fel în environmentul pentru, cum se cheamă, vegetație. Te salut, Alex. Cum văd câte FPS-uri am? Din Steam, îți setez să-ți arate FPS-urile, eu folosesc din Reshade. Și Reshade-ul poți să-ți arate FPS-urile. Dar am uitat să-l scot. Eu doar am vrut să testez la un moment dat o chestie, când scădeau FPS-urile, când am jucat pe, cum se cheamă, Grand Utopia. Să văd dacă îmi scad FPS-ul, ce dracu se întâmplă. Și da, am uitat să-l dezactivez. Na.
n-am de ce să mai văd FPS-urile. Mamă, dar ce mișto se vede cerul în față, norii ăia. Pe cuvânt, zici că e în real life. Da, am trecut pe ceva mai domol, Marius. Rusia trag trafic. Cu traficul l-am dat eu pe 1, adică pe default, știi cum ar veni? Ca așa e traficul a jocului. Aș putea să-l măresc, dar eu doresc să fac și kilometri și din cauza asta am lăsat un pic de trafic. Gata, l-am băgat în șanță. L-am băgat în șanță, anumit, ești nebun? Anumit m-am uitat pe el. Băi, ăsta e... Ce naiba e aici, ată? Voi vedeți? Și poliția aici, ată, ia uite. Opa. Opa, filtrul de poliție. Da, nu, nu face niciun semn poliția. Ia uitați-vă la el. Ok. Cred că ai vădat cineva. Ori e dat cineva în urmărire. Din consolă se dă, Andrei. Mare târghe. Ia uite acolo, frate. Ia uite. Uite ce intrare, băi, ești nebun. Custom control. Da, mai am un pic somn. Ia uite. Cum activezi consola? Caut tutorial pe YouTube. Activare consola ETS2 și fă exact acolo cum se spune. Chat, cine a avut probleme cu la luci de G29 pe joc să nu-i meargă la toate gradele? Chiar bună întrebare, Victor. A avut careva probleme cu volanul? Bea niște cola să nu-ți mai fie somn. Păi beau cola, frate, eu beau cola vanilla acum. Cafeaua am terminat-o. Ok. Mai am 500 de kilometri. Hai că-i facem și pe ăștia rapid. Maxim cu 90, asta e. Mergem mai greu, dar bine că-i facem. Da, tată, dar uite cum se vede jocul, ce grafic are pe el, ești nebun. Mai mare dragul să te joci pe el. Salutare, Cornelia. Mie nu mai apar modurile, ce să fac? Păi... Le activezi, frate, le descarci, le adaugi cum trebuie. Trebuie să se termine cu .scs, nu arhive sau alte nebunii. În general, 90% din moduri trebuie dezarhivate. Taxă. Băi, ăștia mi-au bani, 0 lei. Hai că e bună, taxa asta e foarte bună. De ce nu scot limitatorul? Pentru că cursele le înregistrez pe Traxbook și nu trebuie să depășesc 100 la oră. Așa că merg cu 90, nu-i problemă pentru mine. Băi, ce scrie acolo? Puliti dentro. Belli fuori. Deci, frate, puliti dentro. Băi, eu nu jur, frate, dar așa scrie, puliti dentro. Curățați înăuntru. Frumoși pe din afară. Băi, ești nebun. Băi... Te salut, Dane. Mulțumesc frumos, Ilian. Graficul mai bun ca în Cyberpunk. Nu știu jocul, OVX. Nu l-am urmărit, n-am văzut, nu mă interesează. Că am văzut pe Steam. Despre ce e vorba în joc, nu prea mă atrage cine știe ce.
Înțelegi? Adică eu sunt fan seriei Battlefield, știi? Dacă e să-mi cumpăr, îmi cumpăr Battlefield 5, dar nu Cyberpunk-ul. Sau îmi cumpăr DLC-urile la American Truck, că nu le am. DLC-ul, ultimul DLC de hartă și cel de accesorii de cabină, uite, vezi? Sau mi-aș cumpăra DLC-urile iarăși care mi le doresc. Băi, ce dracu s-a întâmplat aici? Îmi cumpăr DLC-urile de la... Am o problemă cu modul de grafică, după cum se pare. Total War, ROM 2. Că-s la reducere încă 2, câte? 3, 4, 5 euro la reducere. S-o groază de DLC-uri și acolo și mi le doresc. Da, Ștefan, tu mai mă știi? Da, nu, cu siguranță nu știe română. S-a transformat în Cyberpunk? Unde s-a dus Bulity dentro? Nu știu, frate, că n-am băgat de seamă. Mă uitam și în chat și la oglindă. Chiar n-am băgat de seamă. Cred că când am virat acolo, el a plecat în dreapta, eu în stânga. Sau a mers înainte. N-am băgat seama unde a cotit-o el la semafor. Chiar băieți, mi-a scris cineva măcar un comentariu acolo pe Steam, un plus rep acolo și la mine, vă rog eu frumos. Chiar sunt curios. Da, grafica, da, e bestială. Nicolas, mulțumesc frumos. Mulțumesc de ajutor. Ok. Reducem. Și ne oprim aici. Mai aveam distanța până la el. Haideți să vă arăt pe exterior. Ia uitați-l. Cum arată Scania mea. Hai să aprindem și luminile. Uite așa. Dăm cu fază lungă. Goarnă nu avem. Asta e. Hai să intrăm și în cabină. Ok, ia să vedem, cred că s-a referit să retrag mesajul în care am menționat-o. Cred că asta vreau să spună și eu. Pe ce server joci multiplayer-ul? Acum eu nu sunt pe multiplayer, dar eu în general joc pe serverul de pro mod. Cam 80% din timpul pe care mi-l petrec pe multiplayer e cu siguranță pro mod. Te salut, Cătăline! Corect, corect. Am mai scos vreo 2-3 moduri între timp. Dar am activat altele și tot așa, știi? Dar eu sper să nu mai crape. Acolo era ceva probleme cu Manu. Pentru că eu folosesc și un mod de interior și mă gândesc că era în conflict cu modul camionului. Eu așa mă amintesc în trecut că am mai avut probleme cu modul acela de interior. Nu e nicio problemă, Adeline, sincer. Eu îți mulțumesc oricum pentru intenție. Ia uite-l ăla, băi, frate. L-ați văzut? Cu capul în gârlă. Băi, ești nebun? Ia uitați-l. What? Mi s-a luat sunetul total și la joc și la tot. Băi, ești nebun? Poate căștile mi se descarcă. Chiar trebuie... Nu, dar știu că l-am ținut azi toată ziua, l-am încărcat, deci... Cred că a fost o mică problemă. Ia să vedem, primul accident s-a dus să se reîncarce cu vodka, să iei apă, frate. Apă pentru vodka. Traxbook e World of Track? Nu. Nu, Traxbook e un program care îți înregistrează cursele. Pe Traxbook își înregistrează firme...
cele mai mari filme din lume, să spunem, din punctul meu de vedere. Adică acolo, clar, sunt adevărați jucători de Eurotrack. De peste tot. Ceea ce mă uimește, frate, când văd că România e pe locul printre primele 15 locuri. Deci mă uimește treaba asta. România face în total cam... Chiar câți kilometri face România, mă, în total? Mai știe cineva câte milioane de kilometri face pe lună? Te salut, Alex. S-a dus suspensia, nu? S-a dus, stai liniștit. Asta e pe foaie de arc. Și pe pernă de aer. Ce înseamnă plus repestim? Plus reputație. Te salut, Paul. Îți arde telul? De ce îți arde telul? Telul. Oțelul. O, te salut, Miti. Te salut. O, dar vă mulțumesc frumos pentru like-uri, că acum m-am uitat și eu. Uite, mă uit, 140 de like-uri. Chiar vă mulțumesc frumos. Poate, 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 cu ajutorul vostru, poate ajunge și la 200 de like-uri. Poate facem și în seara asta 200. Ia să vedem noi. După care, poate o să facem o cursă rapidă cu un alt camion. Pe ăsta nu-l dau, ăsta e, rămâne dragostea mea eternă. Nu știu, îmi place foarte mult bordul la Scania. La Scania Regal seria 4. Exteriorul e așa și așa, îmi place și îmi displace. Adică nu e ceva care să mă atragă, nici să mă atragă. Dar interiorul, da, e de nota 10 din punctul meu de vedere. E foarte bine făcut. Bag eu nu-ți aici, ia uite, nu stau deloc locului. Se învârte roata, ca la căruță. Dar stai să vezi ce drumuri urmează. Cât de curând. Chiar, haideți să mă uit să văd pe unde am ajuns. Ia uitați-vă. Vreți să dau mai de aproape? Ia uitați-vă. Vedeți? Hai că nu mai am mult. Aoleu, am și aici, iată. Băi, pe alea nu le-am văzut. Ia uite. Și eu am plecat de aici. Eu am plecat de aici până aici. De acum, ia uitați-vă cât drum mi-a mai rămas. Încă pe atâta. Pentru că e în curbă rău de tot. Să vedem acolo cum o să mă descurc. E trecut în descriere și în titlul live-ului. Harta, ca să nu mai... Tot mă întrebați de unde o luați. Hai cu la data. La data de bere sau cum e? În Rusia drumul te duce pe tine. Băi, sunt multe mituri legate de Rusia. Acum, sincer, nici eu nu știu la care să-i dau crezare. What the fuck? Taxă de 5 euro achitată. Dar la ce taxă, frate? Băi, aici îți ia taxă pe șmecherie, cred că. M-a văzut mai firav așa, camionul mai răblăgit și ce a zis? Hai, ia și tu de acolo o mică acciză. E serviciu acolo. Ia uitați-vă și pe aici. Treceri pe tun la ce, frate, că nu era nimica pe jos? Ești nebun? Doamne, treceri... Doar indicatorul, cred că și l-a pus cineva așa la Sanchi. I-a plăcut indicatorul cum arată și l-a mutat acolo. A început drum cu taxe, băi, ești nebun, va fi achitată la destinație sau ce a scris? Băi, pe ce să plătesc taxa, mă? Pe mizeria asta de asfalt, ești nebun, crăpată toată, fărmată. Zici că a fost bătută cu lopata. Nu, pentru un 39 este harta. Valex, dar tu mai mă știi? Unde e linkul de la hartă? În descriere, Daniel. Bună seara, scuze, dar nu pot staționez drum bun. Nu e nicio problemă, Victor. O seară plăcută, o dihnă plăcută. Dacă e Putin pe live, e război. Coco, mulțumesc, să rămână pentru like. Chiar apreciez foarte mult.
pe 1.39, Răzvan. Nu cunosc, în descriere nu e specificat nimic de DLC-uri, din păcate. Eu cât m-am uitat n-am văzut nimic specificații. Poate să fie și non-DLC, nu cunosc, sincer. Dacă fac la mâine dimineață, posibil, depinde cât stau la noapte. Na, m-am trezit la 10 și ceva, soția a plecat la 11, n-am mai apucat să fac live. Eu mi-aș dori, dar na, dacă stai ori până la 4-5 dimineața și mă joc. Eu v-am mai zis, eu joc foarte mult Blood of Steel. Acolo mă găsiți dacă e. Eu îmi doresc să văd un live de seară până dimineața de la tine. Păi, Victor, vezi că sunt salvate live-uri de genul pe canalul secundar, că acolo făceam live-urile de anul trecut. Live-uri de 4-5 ore, 6 ore, acolo e, dar cu alte jocuri, nu cu Euro Truck. Eu am făcut profil nou, Daniel, și băieții au selectat în loc de Europa altceva, înțelegi? Și scoate toată Europa. La mine văd că nu, n-am probleme. La aici că au avut probleme, le-au dat creșuri urâte, nebunii, dar uite că la mine încă merge totul bine. Te salut, Axel, desigur. Dacă tot vrei să-ți spun dacă te mai știu, îți răspund da. Și am ajuns la 160. Deci să vedem noi cum facem rost de like-uri acum, să ajungem la 200. Te salut, Paul. Te salută, Sebastian. Sebastian, dar tu numai din salut în salut m-ai ținut. Ți-am răspuns la salut, n-ai auzit. Iar mi-ai scris salut, iar mi-ai scris salut. Băi, ești nebun. Îți place să fii salutat într-una? Nu știu, ai tu o chestie de genul? Să-ți auzi numele sau ce? O să piratez harta de DLC? Nic nu cunosc. N-am încercat. Nu știu să-ți răspund la întrebare. Salutare, Cătălin. Alex, mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru apreciere. Păi ce să fac, Mihai? Uite, transport de lemne. Fac și eu un transport de lemne pe aici. Hai, fraților, că uite, de aici începe beleaua. De aici începe beleaua, nu? Nu, că am luat-o greșit. Băga mea și cu cerul, sper că l-am pe nimeni în spate. Băi, dacă l-am în spate, îi mut direcția. Ești nebun? Pe aici pot să-i dau? Nu. Trebuie să-i mai dau în spate. Uite așa. Suficient, zic eu. Hai să vedem. Ne uităm în oglinda cealaltă. Trecem pe lângă. Uite, razant, ești nebun? Pe partea asta deja m-am încadrat. Ce să mai... S-a oprit. Perfect. Hai că am reușit. Cu Iveco și Scania? Nu, sincer, nu pun la suflet certuri de genul. Contradicții, eu le zic, nu certuri. Nu, din punctul meu de vedere, ce a fost atunci, acolo a rămas. Încă 40 de like-uri de la abonați pentru Ștefan, cel mai adevărat YouTuber. Corect, corect, Alex. Stai, cum spuneam, că sunt YouTuber de succes, pentru cel mai mare YouTuber de succes pe care l-a văzut YouTube-ul, nu? Pe care l-are Google-ul. Și mi-au mai rămas 380 de kilometri. Hai că scap rapid de kilometri, ce-i drept. Camionul trage destul de ok acum. Și care ar trebui să fie următorul camion, după părerea voastră? Că oricum o să măresc garajul, dacă nu o să cumpăr un garaj unde ajung. Mulțumesc frumos, Cristian. Salut, care e cel mai rapid tir din joc? Tuna full fără mod. Habar n-am. La asta chiar nu știu. Nu mi se pare că cel mai rapid. După mine este Volvo modelul vechi. Din punctul meu de vedere, Volvo ăla se mișcă cel mai rapid. Acum fiecare cu părerea lui, știi? Dar Volvo modelul vechi, ăla mi se pare cel mai rapid. Salut, Vanilla. Vanilat. Și acum începe Volvo, DAF, Volvo, Scania. Uh,
Ștefane, eu cu farming-ul, sincer, am cam lăsat-o moale, că chiar n-am mai jucat de luni bune. Acum nu pot să-ți promit că o să joc, chestii de genul, că le-am promis și abonaților și nu m-am ținut de cuvânt. Acum mie e mai mare rușine, știi? De asta zic că nu. Dacă mai mă întreabă cineva ce o să mai vadă pe canalul ăsta, nu mai e Eurotrack, nu mai zic alte jocuri. Dacă mă întreabă dacă o să mai filmez roleplay-uri, le spun din start. Nu, pentru că n-am mai filmat nimic. Îmi doresc să filmez, dar când e timpul să mă apuc, nu am nicio idee, știi? Sau n-am răbdare să fac roleplay-uri. Nu găsesc modurile care le doresc eu în momentul ăla și din cauza asta, decât să mai zic prostii pe live-uri, mai degrabă mă abțin. Dacă eu cred în virus, dar aici nu e vorba de a crede într-un virus, nu e legat de credință virusul. Virusul există, da. Oh, Sebi, te salut. Ți-ai schimbat contul? L-ai luat de o lună de zile? Da, să știi că e foarte frumos jocul. Te salut, Adiță. Oh, sergentul, salutare. Dacă joc în VR, nu. Opa. Era să o ating acolo. Oh, stai că trebuie să mă încadrez pe banda aia altă. Perfect. Următorul tir, un MP1 sau MP2? Păi am tot jucat cu MP2 live-urile trecute. Și acum vreți tot cu MP2? Nu știu, mă gândeam poate cu ceva cu care n-am mai jucat. Cu Roman Diesel. Mi se pare că l-am lăsat activat. Nu știu, ziceam și eu așa. Dacă trage baba, cred că asta e să mă întreb ceva. Trage, foarte bine. Pentru cruise control trebuie mod? Nu. Nu, minții. Trebuie să apeși pe tasta C, dacă nu mă înșel. Pentru cruise control. Am toate DLC-urile de artă și vreau să-mi instalez promodul. Foarte bine faci. Foarte bine. Promodul e superb. Ce tir conduc eu acum? O scanner și le-am. DAF al lui VAD sau Scania S500. Modul lui VAD nu l-am activat. Cum pot pune zăpadă pe jos? Caută modul. Băi, frate. Băi, dar eu n-am aplicația deschisă, ești nebun? Eu acum îmi dau seama. Că nu-mi țuie, nu nimica. Băi, ești nebun? Cam 100 și la oră. Acum nici nu mai stau să mă chinui. Îi dau maxim. 120, frate. Băi, ești nebun. Stați un pic, să trag o leagă pe dreapta, să văd ce e cu Traxbook-ul ăla, frate. Că știu că și-a dat actualizare și i-am dat instalare, dar de ce nu merge? What the fuck? Trebuia să-l deschid eu manual. După... Nu, ci că are o eroare. Acțiune suspectă blocată. Vezi detalii. Băi... Tatășor a încercat să scrie un fișier protejat. Exclude fișierul. Închide. Ia să vedem. Păi ești nebun. Nu-i dă foie, mă. Stai puțin că îi dau ca administrator. Să vedem. Dar nu-mi dă voie să-i dau. Ba da, uite, executare ca administrator. Perfect. Tot nu-i dă voie. Eroare. Păi ești nebun. Antivirusul vieții. Activare, emoțional, dezactivare, firewall-ul. Perfect. Și hai să vedem. Tot nu-i dă voie. Băi, frate, cum fac eu să meargă?
Da, clar, stai puțin, mă. Băi, și o tută. Cum să-l mai deschid eu acum când eu am jocul deschis? Da. Nu mai... Unde vezi chat-ul? Pe monitor. Ia uite-l, frate, aici. 140. Băi, ești nebun. Băi, dar rupe cu viteza. Dacă pun zăpadă pe jos, derapează tirul? Da, ușor derapează tirul. Hai că am ajuns în napa. Mamă, cu cât intru? Cu 120. Taxa achitată de 8. Ok. Anapa. Frână. Gata, haide că am ajuns cu bine. Da, și așa, și fără mod de fizică tot derapează puțin. Credeți-mă. Păi pe unde trebuie să o iau? Că după GP... A, tot înainte. Ok. Cam cât costă estimativ setup-ul tău? Nu știu. Sincer, nu știu, Adelin, cât ar ajunge acum tot setup-ul meu. La un moment dat calculasem anul trecut, parcă acum un an în urmă, era la aproximativ 100 de milioane. Acum poate e mult mai ieftin, îți dai seama. Opa! Înțelegi? Deci s-au mai ieftinit toate lucrurile. Da, joc din volan. Ok, nu vine nimeni. Ok. Și aici am descoperit reprezentanța de la Volvo. Hai, Doamne ajută, bani de 100. De acum încep să urc. Băi, nu prea mă ajută camionul, ce să spun. Nu vreau să te mint. Dar unde e reprezentanța Volvo, frate? Că am văzut numai indicatorul, scria Volvo. Ce era, doar reclamă sau... Acolo e o reprezentanță Volvo. Era unul la margine de drum. Frate, e târg de mașini. Te salut, Gianni. De like-uri, aproape 180, chiar vă mulțumesc. Încă o dată vă spun, vă mulțumesc frumos, pentru că dorința mea e să ajungem la 200 de like-uri. Minim 200. Și să vedem acum cum facem, ne încadrăm pe prima bandă. Să-i lăsăm pe ceilalți care circulă mai rapid decât mine să mă depășească. Păi ce să fac, uite mă joc. Ai un volan bun sau să nu fie... Păi caută un second. Caută un second, un G25, un G29. Calea vin cu schimbător împreună, știi? 3 pedale, 900 de grade. Deci alea ți le recomand. Salutare, Darius. Cum primi moderator? Ștefan, îmi pare rău, dar nu ofer moderatorul. Cât a costat volanul meu? Cât costă și acum, nu-i nici mai scump, nici mai puțin. Unde stau? Pe scaun, Nic. Mulțumesc de întrebare. Uite, chiar îmi făcuse griji că nu mă întreabă nimic. Dacă mă întrebi, dacă stau bine, ar fi super ok, știi? Te salut, Cătăline. Uuu, frate! Dar ce-a pățit ăsta, mă, de a frânat așa în fața mea? Ești nebun? Ăsta ce naiba? Vrea să-i schimb mașina? Vrea să stea prin spitale? Mă jur, chiar nu înțeleg. De ce a frânat ăla acolo? Da, mulțumesc, Denis, de întrebare. Da, stau bine, momentan. E destul de confortabil. Am început ușor să amorțesc pe buca stângă, dar... La urmă îmi fac masaj de unul singur. Nașpa comunicarea cu chat-ul. Nașpa întrebările cu chat-ul. Nu te lăsa, ești cel mai tare. Dar eu îți mulțumesc frumos. Că mi-a tata calculator?
Dar nimeni nu-mi întreabă cum stă. Cum să stau cu curul pe scaun? Băi, hai că aici nu mai trec pe roșu. Nicolas, somnușor, odihnă plăcută. Ne auzim mâine. Boss, unde stai? În ce sat? Îmi pare rău. Îmi pare rău, Gianni. Uite că nu stau... Nu stau la casă. Stau la bloc, din păcate, la oraș. Te-am dezamăgit, nu? Am tot căutat ai track-ul și nu l-am găsit. Păi eu ți-am zis să cauți tutorial pe YouTube cu... caută setup ai track. Sau cum scrie acolo pe live la mine. Derulează și vezi denumirea completă și dai căutare. O să-l găsești cu siguranță. Nicolas dormea o noapte bună. În Georgenescu, corect, cartierul Georgenescu. Ia uite, hai că începem. Hai că începem. Mare, mare problemă aici. Început de drum cu taxă. Băi, firea aia dracu, ăsta e drum. Chat, nu trage camionul. Băi, asta e zăpadă? Așa pare, că pe aici e zăpadă. Păi, ești prost. Pe aici e zăpadă. Poate dau și de gheață mai încolo, ești nebun? Că oricum nu mă urcă camionul, nici așa, uite. 17, 16, 15 km la oră. Hai, 16 km la oră, ești nebun? Sper să treacă baba, și eu sper. Băi, dar ce rapid schimbă treptele, ești nebun? Am ajuns într-a șaptea. A opta. O, Cătă, mulțumesc frumos că ai abonat, binevenit. O, te salut, Trică. Păi pe unde să umblu? Uite-te și tu. Ia uite, pe GPS acolo. Uite, cum arată GPS-ul meu. Ești nebun? Hai că începe necazul. Tu de când te joci? De când m-am născut. Nu m-am oprit din joacă, ești nebun? Acum nu mănânc nimic. Dar mai încolo o să mănânc pizza. Dacă chiar vrei să știi, soția face pizza în momentul de față și de bea aștept să mănânc. Uai, de bea aștept, mamă mie. Te-ai abonat și nu a apărut? Nu te-ai abonat cu toată inima. Ascultă-mă ce spun eu. Dacă te abonai cu toată inima, din tot sufletul tău, cu siguranță apărea. Și apărea mult mai frumos. Ține foarte mult și de om cum se abonează. Ia uite ce peisaj acolo. Băi, ești nebun. Te salut, Cristiane. Poate o să ne întâlnim odată că stau aproape de tine. Darius, cine știe? Niciodată, să nu zici niciodată. Orice este posibil. Poate că iar ne-am și întâlnit de multe ori. Poate chiar ne știm. Cine știe? Rămâne de văzut. Când ți-ai volan, ne jucăm? Ok. Game, scrie în titlul live-ului și ai și harta în descriere. Dar e mișto rău de tot pe aici. Nu, chiar îmi place. Chiar îmi place. Îmi pare rău cu Traxbook-ul. Pe cuvânt că nu mi-a mers Traxbook-ul. Dar oricum trebuie să îi fac setările din nou la joc. Setările profilului, ca să zic așa. Încât să-mi intre și retarderul în funcțiune. O să văd, o să fac cumva să fie bine. Tu ești din Italia? Puliti de dentro? Cu chestii de genul? Am zis bine? Puliti de dentro? Am citit pe o remorc. Puliti de dentro, belli fuori. Cred că așa scria. Ce animale îți plac, ce animale mi-aș dori? Măi, dar facem Q&A aici atât, direct cu Nick. Băi, Nic, hai să zic direct așa, mie îmi place ciobăneștii germani. Eu am crescut cu ciobănesc german în casă. Tata îi creștea pentru pază la servici.
Și tot timpul puii îi aduce acasă, îl știe pe el de stăpân, cum s-ar spune, și copilăream cu ei. Și tot timpul mi-au plăcut, am început să-i iubesc. Și am zis cât de inteligent pot să fie acei ciobănești germani. Și de asta sunt foarte atașat de acele animale pe de-o parte. Dar ce să vezi, că am 3 pisici în casă, deci... Da, sunt în mare parte iubitor de animale. Când o să faci vlog, Darius... Nu știu. Bună întrebare, asta o dau cu nu știu de fiecare dată. Tu ai bișon? Salutare, Andrei. Ah, da, corect, Ovix. E Snake ce jucăm noi acum, să nu confundăm jocul cu Euro Truck. Squeaky, cred că Squeaky e numele tău, nu? Acum, ești vechiul ETS2. Ok. Eu am pe sora mea ca animal de companie sau ce dracu, domestică. A revenit Royalul de acum 2 ani. Te salută, Nicușor. Eu am 2 pitbull și îi țin în casă. Pitbull-ul este mai micuț un pic, înțelegi, față de un ciobănesc german. Adică, cred că sunt un pic mai mici. Dar ceea ce vreau să spun, că ciobănesc german nu poți să-i ții la apartament, frate. E chinui, e chin pentru ei. Ok, hai să trecem. Uite că m-am încadrat și eu. Tu ai o pisică pe... Tu ai un motan, poate, pe nume Mircea. Păi, la mine pisicile numele sunt destul de ușori. Prima pisică, cea mai în vârstă, Cici, a doua este Puffy și a treia pe care am adus-o se numește Tali, de la Talibancă. Că îmi părea o talibancă de asta, așa, m-a atacat tot timpul, se cățăra pe mine și așa mai departe și am zis că e talibancă asta. Așa mi-a venit. Eu aveam un bloc numai al meu și tatei și mamaia l-a vândut blocul. N-am înțeles exact ce vreau să-mi spui acolo, dar sper că e de bine. Mamă, mulțumesc frumos. Vai, dar ce bine arată. Vai, chat. Mi-a venit pizza. Curmuce. N-are nimeni un șervețel să mă șterg pe la nas de muci? Chat, cât timp urc dealul ăsta pot să mănânc și o felie de pizza? Sper că nu vă deranjează, dacă o să morfui un pic. Ai fost foarte aproape, Nic. Ai fost foarte aproape. Ștefan, mulțumesc mult. Mă scuzați, dar chiar mi-e foame și mi-e poftă. Trage pe de-al vin și eu, nu mi-ajunge mie, sergentul. Pleacă de aici. Te salut, Cristi. Mamă, ce bună ești, ce bine arată, ești nebun. Am trecut de prima parte mai ușoară. Cred că următoarea e mai grea, serpentinele celelalte, cred. Nu, n-am fost niciodată pe aici, dar am văzut că alea sunt mai lungi. Sunt mai multe. Dacă e ceață și la mine, da, te văd în ceață. După vodka?
Nu dai și la abonați pizza? Alex, e bună sugestia ta. Cred că o să fac o extragere. Ce ziceți de asta? Ați vrea? Facem o extragere? Deschidem naibotul acolo să vedem care e câștigătorul unui felii de pizza? Mamă, dar aici e arsă, mă, tare. Dacă știu să gătesc, păi firește, frate. Cine nu știe să facă două ochiuri cu cartofi paie? Ești nebun? Am o rețetă proprie, frate. Ochiurile le prăjești în ulei, la fel ca și cartofii. A, ce zici de asta? Și la urmă, ingredientul secret e sarea, frate. Pui o leacă de sare peste și mănânci cu pâine. Nu mânca gol, că nu te saturi. Băi, ești prost? Nu se rupea cașcavalul, ești nebun, se întindea. Oricum, hai că mă opresc și eu din mâncat, mai o gură. Te duci și tu să faci, Nic? Hai să vezi că rețeta mea e cea mai bună. Cașcavalul? Cașcavalul e de la Hochland. Corect, corect, e din Las Ferbinți vorba, Ștefane. Corect. Bă, ești prost, bă, ești nebun. Știi să faci pizza de aia bună de bună? Nu știu, nu știu, nu mănânc de alea. Gianni, fără supărare. Mulțumesc pentru rețetă. N-ai pentru ce? Eu nimic ca toate. Antonio, chiar sincer nu știu ce DLC-uri, dacă necesită DLC-uri sau ceva de genul, habar n-am. Ștefane, merge și pe laptop, dar depinde ce laptop, știi? Vorba aia, dacă laptopul știe să meargă singur, cu siguranță merge și Eurotrack-ul pe el. Hai că moare aici, atât ești nebun. Ah, pe acolo îmi vine lumina. Vrei să te lăs fără Eurotrack să ți-l iau? Na, frate, eu am vrut să-ți cumpăr. Dacă tu nu vrei Eurotrack-ul, asta e. Te lăs fără Eurotrack. O, bună seara, Flash. Dacă am fost în afumați la București, habar n-am. Gianni, mă jur că nu știu. Nu cred. Poate am trecut prin afumați, dar doar așa, în drum spre București. Îmi poți spune, te rog frumos, te rog să repeți întrebarea, Marius. Sau cum se aprinde luminile de sus? Cu F4 apeși odată și uite, hai să-ți arăt că nu mi-e greu. Uite de aici, iată. Auxiliare frontale și cupolă, vezi? De acolo le-a prins, uite că le-am aprins și eu acum când... În fine, eu n-am lumini deasupra și de asta nu mi-am bătut capul. Pe O, dacă apoi se întâmplă ceva. Da, se luminează în interior. Pardon, ouleu, frate, îmi vine să râg. După pizza, ești nebun. Băi, ăsta intră chiar în depășire, ești nebun? Link în description. Băi, i-am zis-o. Check the description, please. Deci, două cuvinte în engleză, unul în română. Cheia marilor succese, o felie de pizza.
Mă prinde noaptea? Aia cum am 170 de km, cum să mă prindă noaptea? Ba da, mă, e ora... Ba nu, cât e ora? E ora 6, se întâmplă pe la 9. Băi, dar ce e în fața acolo? Băi, frate, deci cum e să ai pizza, să ai cola, să mergi la bulci? Băi, frate, deci le-am pe toate astăzi. Nică, o seară plăcută să ai. Gianni, îi mulțumesc frumos. Crapă motorul la Oladă. Este end, nu? No, it's not a standalone. It's possible. It's possible to put a standalone and not put a standalone with a DLC. Băi, ce le art cu engleză, ești nebun? Vale, dacă mai faci spam, o să-ți iei timeout. Oricum îți iei timeout acum, o să rog un moderator, dacă se poate. Și am ajuns la aproape 210 like-uri, surprinzător de frumos, din punctul meu de vedere. Chiar vă mulțumesc frumos pentru apreciere. Îmi cer scuze dacă v-am deranjat cu ceva, dacă v-a deranjat că am vorbit în timp ce mâncam sau că am mâncat pe durata live-ului. De obicei nu fac treaba asta, dar astăzi a fost o excepție pentru că chiar nu mai puteam de foame. Credeți-mă că mor de foame în casă. Păi ești nebun. Deci știu să-i dau mâncare, să-i fac mâncare la fată, dar eu nu mănânc. Mie nu-mi place să gătești, să mănânc, mor dacă, mă jur, atâta, numai la grătar, aia îmi place, grătarul să-l fac, e plăcerea mea. Pizza îmi place să fac, pe de o parte, iarăși e o plăcere aparte, dar în rest mă apuc să gătesc, chestii de genul, nu mai am poftă de mâncare când văd cum e gătită. Mi se pare că nu e gătită igienic, poți să te speli pe mâini de 10.000 de ori, nu mi se pare ok. Nu te bag în seama, Andrei? Ok. Mamă, ce nasol a fost aici, atât curba asta, ești nebun? Fii atent ce curbe pe aici, atât. Foarte interesant. Nu mă baci. Ah, na. Îmi pare rău că zici asta, Andrei. Ce ofertă bună am pe Steam, Baltic, așa... Păi să știi că ofertele sunt foarte bune pe Steam. Se auzea mișto turbina, Vlad? Așa este, mi-a plăcut foarte mult. La TGS, modul lui Master. Da, sunetul era demențial, făcea toți banii. Salutare, Cristian. Dar de ce mă trebuie, Gianni? Vrei să mă iei la tine în familie? Nu știu, întreb și eu, na. Cum ai întrebat și tu, cred că îmi dai voie să te întreb și eu. Ce intenții ai cu răspunsul meu? De la 5.000 de abonați, Darius, mulțumesc frumos în cazul ăsta. Ia, vine ceva? Nu vine nimica. Andrei, să știi că e bună. E foarte bună pizza. Mai mânc o felie. Dar mă uit la ea. Eu am mâncat de foame acum. Deci pot să mai aștept un pic. Dar mică se răcește, știți? Nu știu dacă mă înțelegeți. Dacă se răcește, nu mai are același gust. Așa că cred că o să mai mănânc și ultima felie, din păcate. Pentru voi, din păcate. Pentru mine, din fericire. Din fericire, nici la mine nu e, că e ultima, frate, din păcate, și la mine. Deci oricum ai fi, oricum situația e nașpa.
Mai vrei abonați? Dar ajunge vreodată numărul de abonați? Să fim sinceri. Zim și mie un YouTuber care s-a săturat cu abonați. A zis, gata frate, hai mai plecați de pe la mine, gata. Sunteți prea mulți. Zi-mi odată când ai auzit treaba asta. Îmi dai și mie o felie, că mi-e foame. Băi, sincer, nu a mai rămas nimica. Încă lucrez la ultima felie, ești nebun. Da, în Cerbănești am fost. Să vezi cum e drumul ăsta în realitate. Sincer, nu știu. E după realitate făcut, Denis? Dacă zici că ai prea mult, ce să zic, frate, înseamnă că ai făcut treabă bună. La ce oră mă culc? Eu merg la culcare în jurul orei 4-5 dimineața de multe ori. Ca să vă zic, faza e că stau și mă ușor la câte un film noaptea. Parcă canalul Polmedia, parcă așa se numește, Polmedia, sunt filme subtitrate în română, chinezești de alea, cu Jackie Chan, cu Bruce Lee, carte de aici, cu personaje de astea. Super mișto filmele. Și mai stau și mă uit și eu la un film, că după aceea încep serviciul și chiar nu mai apuc să mai văd nimica. Da, cam e slăbuț camionul, da. Da, e la dietă. Nu-i dau mult să mănânce, că se îngrașă repede. Am dat-o cu bortul de asfalt. Ai încă o taxă achitată, băi, ești nebun. Ăștia mi-au bani numai că respir. Asta ceva face ASMR sau mi se pare? Ce înseamnă ASMR? Te rog să-mi explici, ca să nu interpretezi greșit, că abar n-am la ce te referi. Vlăduț? Nu am avere. Resurse umane, unde dracu? Pe cuvânt, am descoperit resurse umane. Un boscheț, unde dracu? Cum se numește canalul cu filme? Polmedia. Ceva de genul Polmedia, așa l-am reținut eu. Vlăduță, uite în descriere, găsești pe SEO. În China? Nu cred că sunt China acum. Nu, cred că e tot Rusia pe aici. Denis parcă a spus că am mers pe Google. El să ne spune, am ajuns prin China? Atunci când mănânci fără voce și se aude pe microfon, este ASMR. Ah, am înțeles. What? Pe cuvânt? Vai, ce bine, mulțumesc! Îți ajunge? Vai! Deci, chat. Am primit o pizza. Ce? Vrei și tu? Haide! Stai! Ia, las că te duce mami! Hai că suflă, tati! Hai, ia gurița! Încă să mai suflu? Hai, Eva! Eva! Hai, ia o guriță! Cine ți-a făcut PC-ul de ai water cooling? Eu, Vlăduț, eu am ales răcirea asta. Adică, nu e cine știe ce. Da, ceva de genul, Andrei.
Ok, hai că eu am oprit aici tirul. Ești nebun? Fii atent cum l-am și oprit. Mhm. Hai că e tir, frate, ce să mai... Vorbim de Scania, nu? Chiar dacă e generația 4. Mulțumesc frumos, băieți, chiar vă mulțumesc frumos. Asamblatul mi-a făcut o firmă din oraș, Atac, parcă, sau ceva de genul se numește, de pe Mărășești. Față în față cu catedrala. Băieții de acolo au fost super, super profi, super șmecheri, gage. Ceea ce mi-a plăcut că au fost și super ieftini, adică categoric, nu știam. Eu nu știam că acolo e o firmă de calculatoare, m-am dus cu calculatorul vechi, calculatorul nou. Adică m-am dus cu piesele, m-am dus cu calculatorul vechi, m-am dus cu unitatea, cum s-ar spune, veche, le-am dus piesele noi și le-am spus ce vreau, ce-mi doresc, au făcut, mi-au zis ce probleme sunt, le-am remediat în 2-3 zile și la sfârșit mi-au cerut 80 de lei, să pic jos, frate. Mi s-a părut foarte decent prețul, adică foarte ieftin. Din punctul meu de vedere, eu mă așteptam peste 150 de lei să dau, mă jur, deci am zis peste 150 ca popa, 200 chiar, dar îmi cer 80 de lei, ești nebun? Na. Da, Atacul pe Mărășești, da, super, super profi băieții. Mi-au zis din start că trebuie să-i fac update la BIOS. Mi-am zis că nu nicio problemă, foarte bine, dacă e posibil să rezolv și așa mai departe. Deci mi-au pus pastă Thermix care trebuie, că eu am cumpărat una greșit. Andrei cu Instagramul, nu, nu am Instagram. Băi, ce mișto e și apusul ăsta. Te salut, Ionuț. Salutare și ție. Dar dacă vrei, am Facebook. Dacă scrii semnul exclamării Facebook, o să apară link-ul. În românește trebuia să scriu comanda la Naibot în românește față de bucă, știi? Eu așa știu că se traduce Facebook față de bucă, nu? Da, da, da. Cum sunam, Darius? Vorba aia. Eu și cu bunicul meu ce mai vorbim pe Facebook. Să-mi iau un DAF XF? Ok. Vedem la urmă. Pizza, Ionuț, îmi cer scuze că mănânc pe durata live-ului, dar e pizza caldă, știi? Și ca să nu opresc live-ul, să joc în continuare, am ales să fac două lucruri deodată, chiar trei. Dacă mă forțez, pot să zic că fac și patru lucruri deodată. Unu, mănânc, doi, vă răspund la întrebări, trei, mă joc și al patrulea vă citești mesajele. Băi, ești nebun. Păi am zis că ratez peisajul, că e noaptea, nu-i bai, frate. Deci zici că ratez peisajul, nu? Mai am 14 ore până timp rămas. Setăm ora 4. Au mai rămas 7 ore. De fapt, aș putea să pun ora 6. Uite așa. Și mai rămas 5 ore. În 5 ore eu zic că livrez marfa, nu? Uite așa. Hai să vedem acum. Uite, vezi cum am rezolvat problema? Chiar dacă e noaptea. Mai am timp de livrat. La ce viteză ai? Nu ratez că trece noaptea. A trecut noaptea, uite. Ai avut dreptate și tu, Luciane, pe cuvânt.
cu magnetul? Să știi că eu, cu magnetul nu pot să o spun pe durata live-ului, îți dai seama. Am ceva ce atârn acolo, dar nu pot să o zic, nu, categoric, nu folosim magnetul niciodată. Înveți, nici nu știu cum se aplică, ești nebun. Da, Ovix. Pizza de casă, în propriu spus, făcută ca la restaurant. N-am nicio treabă cu călărașul. Nici măcar nu știu unde e pe hartă, deci... Nu, n-am nicio tangență. Mi se pare mie sau camionul a devenit puturos în ultimul timp? Păi eu vorbesc de realitate, da, categoric, n-am nicio tangență. Hai că de-abia urcă, ești nebun. Cu 20 la oră. Cui am greșit în viața asta de urcă așa de greu camionul? Vlad, nu te cred, nu te cred, n-are cum să sare în aer. Nu vezi că o țin numai în 1500 de turații? Dacă o turam și eu la 2000, 2200 maxim, 2500, mai ziceam și eu că o forțez, știi? Da, așa. E ca și cum mai merge la relanteu. Mai ales că i-am pus apă ca lumea. Ca să... Nu i-am pus apă de asta minerală la motor. Apă distilată, tu îți dai seama ce am făcut? Înainte foloseam apă de izvor, dar mi-a zis cineva că e prea tare și poate să încrape motorul. Știi ce zic? E puternică aia. Adică e pentru oameni puternici, bărbați adevărați. Mi-a dat mesaj pe Discord. Ok, ok, mulțumesc, Vale, pentru mesaje. Mi-ai promis că schimb motorul și nu l-ai schimbat și s-a supărat. Nu, motorul e schimbat, Lucian, n-ai fost tu pe fază. Motorul l-am schimbat. Acum am motorizare de 340, dacă nu mă șer. Se merită să-mi iau heavy cargo, aia cu elicopterul și alea. Păi heavy cargo e una, power cargo e alta. Power cargo e cu elicopterul. Vali, la IP încearcă să pui 127.0.0.1 și portul 4242. Te salută, Tome. Mi-e frică că ia focul totul, o fixă. Acum, serios, mi-e că face explozie. Observ că are turbo, că dacă nu avea, era și mai, și mai rău. A. Are turbo? Bă, e posibil, e posibil, chiar nu știu.
Eu când l-am cumpărat mi-a zis că are de toate, deci nu mai întrebe nimic. Are și motorină, are și ulei. Prost am fost, mă. N-am verificat dacă are și roată de rezervă și cric ca să o ridic. Chiar nu știu dacă are și trusă de prim ajutor cu bandaje, cu de-alea, alea. Vestă știu că are, am căutat, că știu că trebuie să ai vestă reflectorizantă la DSA. Două de-alea le-am văzut, două triunghiuri. Dar în rest n-am băgat de seamă. Deci dacă fac o pană acum o explozie, eu nu știu, mi se desumflă cauciucul, cu ce umflu? Cu gura? Hm? Oare pot să umflu la gură, la vintil acolo? Ia dați-mi o soluție, chat. Dacă mi se desuflă cauciuc, cum îl umflu? Trag un vânt, ce dracu fac? Trag pârțuri prin conductă? Are, se aude. Darius, mulțumesc de apreciere. Nic, o somnușor, o odihnă plăcută. O, că se răstoarnă, dă-te încolo. Zici că s-a aplicat prea tare pe parte. Băi, deci tu ești pornit cu vodka să-mi nebunesc. Ți-e sete? Nu știu. Ți-e poftă de vodka? Ovix, face închetă, frate. Vedem cum facem și te servim cu vodka. Aștept să bată vântul, dar vântul de mult bate prin portofel. Ești nebun? Acum vrei să-mi bată și prin camion? Fernbuzu, turist buzu vreau să filmez. După aceea poate și Fernbuzu. Corect, Darius. Corect, uite, vezi, Darius, mi-a plăcut de tine. Tu ai fost unic, ești șofer adevărat, dar știi că ai compresor la camion. Deci frânele sunt pe aer. Am vrut să văd și eu dacă știe cineva. Dacă am mașină. În Gianni am. Dar că a luat viteză. Eu în luna noiembrie mi-am reinstalat Windows-ul și am pierdut toate salvările și pe Fairbus și pe Turistbus. Așa că trebuie să o iau de la zero cu toate jocurile astea. Băi, ești bun? Mai am 44 de kilometri în 44 de minute? Băi, super tare! Vezi? Asta înseamnă să fii șmecher de șmecher, frate. Să termin o cursă de genul. Dar pe cuvânt, că nu i-aș recomanda nimănui să facă traseul ăsta, că e destul de nasol. Eu de bine de rău, acum sincer vorbind, eu am avut un camion cât de cât ok, adică nici puternic, nici slăbuț. Deci a fost un camion decent pentru traseul ăsta. Dacă aveam un camion puternic, eu cred că mă răsturnam. Din punctul meu de vedere, luam curbele mult prea tari și până se întâmpla o nenorocire. Dacă aveai un camion mai slab, nu mai urcai. Dădeai cu spatele numai. Eu nu-s pe multiplayer, vezi că ai pe launcherul de la multiplayer, ai tutorial, scrie click here sau ceva de genul. Intră acolo, descarcă-ți alea de multiplayer, modurile, și de scroll mai în jos și îți arată poze exact, pas cu pas, cum ai de făcut, cum le descarci, unde le adaugi și cum se activează. Oh, salam aleikum, salam, vai, ia uite cine a intrat, frate, tipul care cu Ashali Salam, dar n-am. Băi, o altă soluție în caz de snuflu o roată, înlocuiește cu una fără camere de aer. Păi eu dacă nu mai am roată de rezervă, asta era discuția. Ce mă fac dacă mi se snuflă roata și nu am roată de rezervă?
Dacă eu fac moduri, nu, nu, eu doar le, doar mă joc cu modurile. Păi, n-am cum să te ajut eu, nu ți-am mai zis. Le găsești în browser, în launcherul de la... Cum se cheamă? Launcherul de la Trackers, mă, pă. Îți dă link acolo, tot ce trebuie, mură în gură. Salutare și ție, denumirea aia nasoală. Uuu, frate, că aici e nasoală. Boss, eu știu tot. Bine, ia spune și mie la ce oră am adormit azi noapte. Hm? Hai, zi-mi pe asta. Opa. Ușurel, naibii, că mă răsturna pe aici. Salutare, Mihai. Din mod manager. De acolo, de acolo le activezi și le dezactivezi modurile. Bebeluș, când intri în joc, ai mod manager. Dai click pe mod manager și vezi ce moduri ai. Când mi-a fost somn. Cum arată patul camionului? Mizerabil. Mai multe detalii vrei să știi? Bă, ești nebun. Am terminat și-o de mâncat. Și camionul a terminat și-l de urcat. Dacă aveai automată pe aici, nu făcea față. Păi eu joc numai pe cutia automată, Vlad. Nu vezi că scrie A în față, A6 și așa mai departe? Deci nu merg pe manual. Stai liniștit. Următoarea soluție, da, era să o trec în manual. Dar până atunci, cât timp face față automata, nici nu mă deranjez. Hai că totul e ok. Se mișcă foarte bine. Da, greșeala ta. Motorina. Motorina mi ajunge. Mai am încă 11 km până ajung la destinație. Mulțumesc, Dani. Cât costă un micuț ride? Valentin, fără supărare. Eu nu fac promovări. Deci nu percep taxe, nu fac ride-uri. Știi cumva pe lângă Luca, GSM-ul pe acolo? Care Luca, frate? Că s-a tea Luca în centru, Luca pe Mărășești, Luca în Georgenescu. Eu mă știu pe unde dracu, Luca în Burdujeni. E peste tot e Luca, ești nebun, zici că e pandemie. S-au molipsit toți vor Luca. Mapa este 1.17, cred, habar n-am. Eu am atașat lângă celelalte, lângă harta SCS-ului. Deci, nu știu cum e posibil, știi? Deci, clar, eu cred că e pe 1.19. Cred, dar nu știu. Nici n-am căutat să văd dacă găsesc pe undeva ceva informații despre ea. Nu se încinge cutia? Păi, dacă se încinge, uite. Mai crăpăm o leacă geamă, știi? Al dă în sus că mă atrage curentul, vorba aia. Mă bate vântul. Îmi intră pe ureche și mi-asă pe alta și nu rămân cu nimica. Doar cu o durere de cap. Doar culorile merg. Lucian merge, dar tu te uiți numai pe Cron sau pe Schwarzenmüller. Uite pe harta, pe remorca default.
Înțelegi? Nu te uita pe Kron sau pe Schwarzenmüller. Acolo să-ți apară paint-ul. Ce ai pățit, Eva? De cine te-a ascuns? Te-a ascuns de mami? Ok. Te referi la accesorii? La accesorii ce nu merge? Că nu înțeleg la accesorii. Păi am cana, am două de alea de pus pe parpriz. Am aia cu albastru sus perdeaua. Am o mingiucă la care să stea găsătă, o minge de aia de tenis de masă. Și cam astea e toate accesoriile personalizate, ca să zic așa. Da, da, Vale. Baftă și ție, Vale. Și am ajuns la destinație, ești nebun. Da, auzi. Deci nu-mi vine a crede. Încă 3 like-uri, vă rog eu frumos. Deci chat. Hai că nu v-am cerut să dați subscribe la Stress Computer sau alte nebunii. Dar măcar să mai acordați acolo să avem 250 de like-uri în seara asta. Alex, mulțumim frumos. Ia uite ce remorcă frumoasă. Tot timpul mi-a plăcut remorcele aia și viața mea. Tot timpul am zis că sunt printre cele mai frumoase. Băi, dar unde mă pune să bag? Între paleți, acolo? Serios, pe bune? Și cum mă bag acolo? Hai că da. Păi n-am cum, frate, că... Stai să mă dau jos din camion. Ce rapid merge camera 0, ești nebun. Păi cum dracu să o bag eu acolo? Păi că o ating aici, atât. Pe aici nu, am loc suficient, m-am uitat. Uite, vezi, n-am treabă, dar o ating aici, atât. Ia uitați-vă. Ok, hai să vedem cum facem. Deci acum beleaua belelelor, frate. Cum o bag eu acolo? Hai să vin mai drept. Opa. Păi n-am atins-o. Băi, ești nebun, n-am atins-o. Băi, ce bună-s la treaba asta. Să mă bag prin spate? N-am cum să vin prin spate. Stai să vin mai așa, mai drept. Da, tot ating. Ok. Acum oricum o dau până acolo. Încât să îndrept cabina ca să pot să o îndrept aici. Poți să apăs enter, nu? Chat? Dar eu vreau să mă chinui, frate. Băi, ești nebun. Băi... Băi, ești nebun, n-am ce povesti la nepoți. Băi, merge să o bag acolo. Ești nebun? Băi, când o să audă nepoții cum am băgat eu remorca acolo, n-o să le vină crede. Pula-i, Doamne! Chiar așa e bunicul? Da, mă, așa am băgat eu remorca acolo. Ce am atins-o acolo? A făcut mi-aș piciorul, că o ating peste tot. Salutare, John! Dar n-am cum să o bag mai prin spate, ce tot nu înțelegeți? Hello from Croatia! Oh, mulțumesc frumos, Croația, bine ai venit pe live! Nu uita de un like, share și subscribe acolo, la Suceava! Ce-ai zis, Eva? Ce tu? Tu, mai zi o dată. Da, tata. Atât aștept să zici, nu? Da.
Băi, ce hoață e asta, mică. Băi, ce hoață e. Ce tu? Da, hai să dăm și noi cu spatele aici. Să vedem cum facem să o băgăm până acolo, până în capăt. Hai, frate, că îl forțăm. Nu, nu vrea. Hai, mai tragem un pic. Ok, suficient. Hai să vedem acum. Ia uite. Hai, mă. Băi, știi ceva? Apăs Enter și gata. Opa. Apasă Enter. Gata, uite că am terminat și cu Enter-ul ăsta. Continuare, am ajuns la nivel 5. O să băgăm la distanță mare. Hai să vedem după aceea. Unul singur. N-ai pierdut nimic, Gabi. Rămâne salvat totul. Deci clar, hai să vă arăt. Stai să dau un save, că Doamne ferește, mai crapă ceva în el, în jocul ăsta. Dăm pe 3. Perfect. Vă arătăm harta lumii. Traseul pe care l-am făcut astăzi, am plecat din craca aia până aici, iată. Traseul destul de interesant. Aici este DLC-ul sau harta SCS-ul, ce este harta mod. Ia uitați-vă câți kilometri sunt, frate, pe aici, iată, și nebun, uite și pe acolo, și pe partea asta, la altă, și pe aici, și pe acolo. Deci, îi ceva de sărbătut pe aici. Eu sper să o descoper. Îmi place foarte mult cum e făcută, cum e gândită, cum arată. O să mai joc, poate și live-ul următor. Până atunci, eu vă salut, vă urez o seară cât mai plăcută să aveți în continuare. Pa, pa!